întâlnim, încă ceva să povestim. Vă întrebați ce s-a întâmplat? Să știți că multe am aflat. Ea este Teo, o fetiță, o jucăușă școlăriță. Micuța, din câte se pare, a dat de o problemă mare. Dragii mei, am o veste grozavă. Azi mă duc la gară să o aduc pe bunica. Va locui cu noi de acum înainte. Serios? De ce? E bine bunica sau e cumva bolnavă? Biata bunii! Nu s-a refăcut complet după ce și-a rupt piciorul acum 2 luni. Are nevoie de îngrijire specială și numai noi o putem ajuta. Vrei să spui că nu mai poate să meargă? Din fericire, se poate deplasa, dar mai greu. Din acest motiv, va sta la parter, în camera ta, Teo. Iar tu te vei muta la etaj, vei împărți camera cu fratele tău. Poftim? Nu vreau să stau în cameră cu Teo. E camera mea și nu mă împart cu nimeni. Nici eu nu sunt de acord. Nu vreau să plec din camera mea. Îmi pare rău că gândiți așa, dar pur și simplu nu există altă soluție. Cel puțin pentru moment. Sigur puteți să faceți asta pentru bunii. E vorba doar de câteva luni, până își revine complet. Apoi se va întoarce în apartamentul ei. Bine, mami. Of, ce mă așteaptă? Acum haideți în curte. Trebuie să terminați de vopsit ouăle de Paști. Eu plec să o aduc pe bunii. Păpușile. O, draga mea, îți mulțumesc că faci un lucru atât de drăguț pentru mine. Cu plăcere. Să nu cumva să te atingi de mașinuțele și dragonii mei. N-am de gând. Sincer, nici nu-mi plac. Oricum, mi-am adus păpușile. Păpuși, știi ceva, Teo? Dacă aș fi în locul tău, aș lupta să-mi iau camera înapoi. Și cum aș putea să fac asta? Simplu.
Trebuie doar să o faci pe bunii să se sature de stat cu noi. Nu știu ce să zic. Mihai, pare un lucru urât. Eu sunt fratele tău mai mare. Ai încredere, știu ce spun. Și, în plus, am experiență, nu glumă. Ai șansa să înveți de la un profesionist. Ce să învăț? Farse, Teo, farse. Îi facem câteva farse bunicii. Ea pleacă, tu îți recuperezi camera ta, iar eu pe a mea. Hristos a înviat, copii! Adevărat a înviat! Nu s-a spart oul meu! Mihai, ciocnești și cu mine? Poate vrea bunii! Uite, bunii, poftim oul ăsta! Pare foarte rezistent! Vai, s-a spart și e crud! O, Doamne, copii, ce șotie e asta? Nu e o șotie! Nu știu cum a ajuns oul ăsta crud și vopsit printre celelalte. Îmi pare rău, buni. O, nu-i nimic, Teo. Uite așa ne mai amuzăm și noi. Ia să mă apuc eu de făcut niște cozonaci. Cei de ieri s-au mâncat. Tare v-au plăcut, dragii mei. O, da. Faci niște cozonaci grozavi, buni. Și eu îi ador. Acum e momentul să-i mai fac o farsă. Să vedem. Da, o să înlocuiesc zahărul cu sare. E perfect. Ce bine miroase! Vreau o felie de cozonac chiar acum, buni! Poftim, dragule! Servește-te! Ce gust rău are! E oribil! Cum așa? S-o gust și eu! E foarte sărat! Oare ce s-a întâmplat? Da, buni, ai pus cumva sare în loc de zahăr? Teo mi-a dat ingredientele. M-a ajutat mult. Of, Teo. Teo pare să adore farsele. Nu-i așa, Mihai? Mami, ai văzut cumva coșulețul meu cu ouă vopsite? Am nevoie de el pentru vânătoarea de ouă. Camelia mă așteaptă la ea acasă, la fel și ceilalți copii. Nu pot începe fără ouăle mele. Vai, unde au dispărut? Erau chiar aici. E un dezastru. Ceva de preț ea a pierdut. Comoara care a dispărut nu poate fi ușor găsită când Teo este așa grăbită. Acest gest nu-i deloc frumos, ba chiar e cam răutăcios.
va fi nevoie de ajutor de la poznașul frățior. Nu l-am văzut pe nicăieri. Mai caută-l. Coșulețul e în grădină. L-am văzut acolo adineauri, dar să știi că era gol. Cum a ajuns aici? Era pregătit pe platul din bucătărie. Eu nu știu nimic, sincer, Teo. Chiar n-am avut de-a face cu asta. Știu. Bunii mi-a făcut șotia asta. Ah, oare unde a ascuns ouăle? Ce se întâmplă aici? Cine a ascuns ouă? Mă gândeam că poate știi tu ceva despre asta. Eu știu doar că atunci când eram copil, ouăle de pași se ascundeau peste tot în curte și în grădină. O, vai! Am de căutat, nu glumă! Te ajut și eu! Dacă bunii vrea război, atunci război să fie. O să-i pregătesc o farsă pe cinste. După asta, sigur o să-mi elibereze camera. Ce se întâmplă, bunii? Te doare ceva? De ce strigi așa disperată? O, vai, draga mea, nu mai văd. E groaznic. Bunii, ești bine? Ce-i cu toată tevatura asta? Calmați-vă! Se pare că ochelarii lui Buni au dispărut! Ochelarii mei! Întotdeauna îi las aici, pe noptieră, ca să-i am la îndemână. Nu văd fără ei, dragii mei! Pentru mine totul e ca într-o ceață groasă acum. Parcă mi-amintesc că în timpul nopții am fost până la bucătărie să beau apă și i-am scos ca să-i șterg. Or fi rămas pe acolo. Repede, să-i căutăm! Teo, ai ceva să-mi spui? Poftim ochelarii buni. Eu ți-am luat. M-am strecurat în camera mea, de fapt a ta, după ce ai adormit și am șterpelit. Te rog, iartă-mă, ți-am făcut o farsă groaznică. Te iert, draga mea. O să le spui și celorlalți ce-am făcut? Nici vorbă! De ce crezi că i-am trimis să caute ochelarii la bucătărie? Voiam ca noi două să rămânem singure și să-mi spui adevărul. Ăsta rămâne secretul nostru. O, nu-mi vine să cred! Ești atât de bună cu mine după câte ți-am făcut! Adevărul e că, după farsele astea, parcă simt că am întinerit. Sunt mai veselă și mai energică. Asta e partea bună a situației. Partea tristă e că trebuie să plec. Vreau să-ți dau camera înapoi, Teo. Știu că ți-o dorești mult.
În casa asta nu e loc și pentru mine. Ba da, este. Poți păstra camera mea, dragă bunii. Tata mi-a spus că îmi va amenaja camera din pod. Oh, este o cameră enormă. O să am loc acolo pentru tot. O să pot chiar să dansez. Vreau să rămâi lângă noi, bunii. Și mai ales, vreau să fim din nou bune prietene și să facem lucruri frumoase împreună. Ce ai zice să începem cu aluatul pentru cozonac? Ar fi grozav! Și, de data asta, să nu-l facem prea sărat. Bunii! Războiul este încheiat. Teo din el a învățat pe cei dragi să îi înțeleagă drumul cel bun să îl aleagă. Și, deși bunii a glumit, cu fața ei a reușit să aducă multă bucurie în vechea lor prietenie. Familia s-a reunit și fericiți ei au trăit.